surpriză la ușa ta. A adus o surpriză pentru dumneavoastră special. Deja cred că v-ați dat seama de la cine este. Deci pot să spun că aveți o clasă foarte bravo, care vă respectă și au făcut-o cu mare drag. Și o să încep cu acest coșuleț cu flori, care va aparține. Cu sincer la mulți ani, din partea lor. Vă mulțumesc frumos! Ce frumos! Și evident, nu s-a putut lipsi și torta, da? Care este și aici la fel cu un sincer la mulți ani, dragă învățătoare. Vă mulțumesc! Prindere, da. Însă, la sigur, însemnați mult pentru ei, faceți mult, pentru că v-au apreciat în așa mod, da? Și la sigur, o să ducă cu mândrie, o să spun ceea ce au acumulat de la dumneavoastră și o să vă lași pe dumneavoastră, așa, să le transmiteți sau să le spuneți un cuvânt de bine. Da, numai decât. Știți, nu m-am așteptat, eu un stres pozitiv. Se spune că stresul e pozitiv, leguiesc. Sunt ea domnul Sfeșa. Eu vă mulțumesc, fetelor. Doamne, mă dau lacrimi. Asta e fericire. Numai atâtea lacrimi să fie. De altfel să nu fie, de alt gen să nu fie. Da? Eu vă mulțumesc. Hai să-ți spun. O să pun florile aici pe masă. Și matematica o facem împreună cu părință. Mă și chem la tablă. Ca să știi cum să facă stresuri. Petru, eu vă mulțumesc. Eu încă așa surpriză nu am avut niciodată. Vă spun sincer. E foarte plăcut. E foarte plăcut. Mă bucur că dumneavoastră atât din sus mă țineți. Mulțumesc. Mulțumesc dumneavoastră. Doamna Natalia, după atâtea cuvinte de bine, urări, de felicitări, da? Cuvinte frumoase la adresa dumneavoastră, venim și noi cu sincer la mulți ani către dumneavoastră. Spus să aveți copii, să aveți generații, da? În vârstă care o să ducă mai departe ceea ce ați spus ei, suflet, muncă și sincer la mulți ani. Să țin sănătate, cel mai important. Vă mulțumesc dumneavoastră! Că s-a așteptat. Da, să dea Domnul să fie.